numele meu este Alexandru Curacea și vreau să vă vorbesc despre munți, dar prima oară vreau să vă întreb care dintre voi ați mers pe munte vreodată. Da, deci este mult lume care a mers. Și vreau să vă întreb pe unde ați mers. Unde ai mers? Dați-i un microfon. O zăpadă. Altcineva pe unde a mers? Un exemplu de munte din România, nu știu. Unde a fost? Piatra Mare? Buceci, Măcin. Buceci, Măcin. Vatra Dornei, foarte frumos. Eu vreau să vă spun că sunt din Făgăraș, chiar orașul de la Poalele Munților Făgăraș, și că pasiunea mea a fost muntele din totdeauna, de când am fost mic copil. M-am copilărit în Făgăraș și am fost nevoit să merg în Făgăraș pe munte, pentru că așa era la noi. Creasta Făgărașului este incredibilă, deci este cea mai mare creastă de munte din România, deci este foarte frumos să mergeți, este incredibil. Și pe lângă Făgăraș, bănesc că ați fost și în Parâng. Munții Parâng sunt la fel foarte frumoși. Piatra Craiului, celeva creasta Pietre Craiului, care este perfect dreaptă și este foarte ascuțită. Mergi pe ea în stânga și în dreapta, ai prăpastie. Aici este o poză exact de pe creastă, exact cum vezi când mergi acolo. Munții Retezat cu celebrele lacuri, celebrele peisaje de munții Retezat, roca specifică a munților Retezat. Munții Buceci, unde iar am avut posibilitatea să merg foarte des. Aici este poză făcută din satul bunicii mele, din Măgura, poză exact spre creasta Pietrei, spre creasta Bucecilor. Aici iar, creasta Bucecilor, foarte frumoasă poza pentru că soare și zăpadă în același timp. Cam asta am vrut să vă spun despre munții noștri, care sunt niște munți foarte frumoși, dar ce vreau să vă zic eu este ceva mai mult decât atâta. Munții noștri sunt frumoși, am mers foarte mult pe ei, dar o să vă prezint o altă imagine a munților despre care lumea nu prea știe. O să vă întreb care este cel mai înalt vârf din România, cel mai înalt punct din România, știe careva? Moldoveanu? Deci voi spuneți că Moldoveanu este cel mai înalt punct din România. Eu am venit să vă spun că nu este Moldoveanu cel mai înalt punct din România, este vârful Releului Coștila din Buceci. Deci este, el are o înălțime puțin sub 2600 de metri. Adică cu aproape 50 de metri mai mult decât vârful Moldoveanu, vârful Releului. Releul este o stație de televiziune, într-un fel. În vârful lui poți să zici că ești pe acoperișul României. Moldoveanu este cel mai înalt vârf, dar cel mai înalt punct este vârful Releului Coștila. Da. Munții. Pentru mine, alpinismul este o poezie. Deci este locul în care pot să mă duc și să mă exprim. Este locul în care îți faci prieteni, locul în care simți ceva ce nu poți să exprimi în imagini. Este locul care nu poate fi imortalizat în imagini sau nicio tehnologie din lumea asta nu poate imortaliza imaginea muntelui acela și a peisajelor care pot să apară în acei munți. Vreau să vă spun că pe lângă asta, muntele cuprinde, pe lângă poezia care o spune acel munte, persoana respectivă care este acolo simte niște chestii cu totul și cu totul deosebite. Aici, de exemplu, este o poză făcută de un prieten de-al meu, în niște munți foarte îndepărtați și totul nu poate fi repăcut. Muntele nu este vorba despre poze, peisaje și nu știu, imagine, este vorba despre tine, despre lupta cu tine însuți. Vreau să vă dau un exemplu de două masive, cel mai înalt munte din, de fapt, al doilea cel mai înalt munte din lume, vârful K2, și cel mai înalt munte din Europa, vârful Matterhorn, așa. Care au fost cucerite relativ de curând, respectiv, în 1962, vârful K2 și 1954, vârful K2 în 54 și vârful Matterhorn, care din Europa, mai aproape de noi, a fost cucerit în întregime în 62. Le aveți acolo în imagine, comparația între ele, vârful Matterhorn și vârful K2. Două vârfuri foarte, foarte frumoase. Și vreau să vă povestesc despre riscurile care ți le asum că nu pe aceste vârfuri. De exemplu, vârful K2 este cel mai dificil vârf din lume, dar are un număr de victime de 5 ori mai mic decât vârful Matterhorn din Europa, care foarte mulți alpiniști au încercat să doboare și cu greu
a urcat toate, toți versanții și toți pereții lui ca să ajungă în vârf. Mai departe vreau să vă întreb pe voi ce părere aveți despre acest număr. Ce înseamnă? Altitudinea la care zbori. Da, și din punct de vedere al vârfurilor, spune-mi, te rog, sunt doi I acolo. Metri. Da. Da, sunt doi. Foarte. Știe careva? Cel mai înalt vârf Himalaya. Cel mai înalt vârf din lume, da. Este cel mai înalt vârf din lume, este Everest. Care are 1848 de metri. Este visul oricărui alpinist să ajungă acolo. Mai nou, este o industrie să ajungi pe Everest. Nu mai trebuie să fii foarte talentat și foarte bun alpinist, ci trebuie să plătești o sumă de bani foarte bună ca șerpa și să te care în spate. Cine a auzit de circuitul Seven Summits? Ați auzit de circuitul Seven Summits? Seven Summits este un circuit în care un alpinist face toți cei mai înalți vârfi de pe cele 7 continente. Primul vârf este din America de Nord, este vârful McKinley, din America de Nord. După aceea vârful Aconcagua, din America de Sud. Vârful Elbrus din Europa, care este cel mai înalt vârf din Europa, nu vârful Mont Blanc, pentru că Georgia este și ea în Europa și este considerat cel mai înalt vârf din Europa. Vârful Aconcagua, vârful Kilimanjaro, scuzați, din America, din Africa, este cel mai înalt vârf de pe continentul african. Vârful Carstens Pyramid din Australia, cel mai înalt vârf din continentul australian. Vârful Mount Vinson din Antarctica. Și nu în ultimul rând Everestul despre care v-am povestit, care este cel mai înalt vârf din Asia, respectiv cel mai înalt vârf din lume. Eu știu de Everest. Știi de Everest? Da, este cel mai înalt vârf din lume. Trebuie să știi toată mai despre Everest. Altele nu, dar Everestul este cel mai cunoscut. Pe lângă acest circuit, mai este un circuit care se numește Volcanic Seven Summit, adică cele mai înalte 7 vârfuri vulcanice de pe cele 7 continente. Primul din America de Nord se numește Pico de Orizaba, se află în Mexic. Ojos de Salado se află în America de Sud. Vârful Elbrus din Europa, care este vârf vulcanic. Vârful Kilimanjaro din Africa, care la fel este vârf vulcanic, se află și în circuitul Seven Summits și în Seven Volcanoes. Vârful Damavadan din China. Din China, se află în China și respectiv în Asia, este cel mai înalt vulcan din Asia. Și vârful Mount Pilue din Australia, este cel mai înalt vulcan din Australia. Și nu în ultimul rând, Mount Sidley din Antarctica. Unde, de curând, o româncă, Crina Coco Popescu, ați auzit de ea, a ajuns acolo și este prima femeie din lume care a ajuns pe acel vârf, este prima femeie din lume care a terminat circuitul Seven Volcanoes, Seven Summits Volcanoes. Sincer să vă spun, o cunosc și vă spun că este mândră că este româncă, merge peste tot cu steagul României, nu oprește să depășească limitele, indiferent că are 16 ani, doar 16 ani. Este cea mai bună alpinistă de mare înălțimi din România. Și e una dintre cele mai tinere alpiniste din lume, având 7 recorduri mondiale pe anumite vârfuri din această lume, inclusiv pe vârful Sidley, cel mai înalt vulcan din Antarctica. Și de altfel, cum am zis la început, prima femeie din lume care a terminat acest circuit al celor 7 cei mai înalți vulcani. Aici este poza de vârf. Ea, pe vârful Sidley în Antarctica, temperaturi, vă spun, exorbitante, de minus 40, minus 50 de grade. De este Crina. Sper să o cunoașteți. Vreau să vă mai spun despre Snow Leopard Summit, care, părerea mea, este cel mai frumos circuit al unui alpinist. Pe vremuri, în alpinismul rusesc, în fosta Uniune Sovietică, deveneai alpinist doar dacă atingeai cele 5 vârfuri pe care vi le voi prezenta acum. Dacă încheiai acest circuit, erai considerat alpinist și erai denumit un leopard al zăpezii. Primul vârf este vârful Lenin. Acum se numește vârful Ipsina, se mai numește Lenin. Următorul este vârful Korzhenevskaya. Vârful comunismului, care astăzi se numește Ismail Somoni. Cel din spate, vârful comunismului, Ismail Somoni. Vârful Pobeda, care este cel mai înalt vârf
Într-un fel, cele 5 vârfuri toate au peste 7000 de metri. Asta le face atât de dificile. Și vârful Pobeda este unul dintre, este cel mai înalt din circuitul Snow Leopard, cele 5 vârfuri. Și nu în ultimul rând, Cantegri, care este unul dintre, foarte mulți alpinist spun că este unul dintre cele mai frumoase, cei mai frumoși munți. Este numit Blood Mountain, King of the Sky, King of the Hill, are foarte, foarte multe denumiri. Acest munte este dificil din prisma faptului că ca să ajungi pe el trebuie să urci în primul rând un versant care nu-l am în poză, se numește vârful Chapaev. Uite de la tabăra de bază pe vârful Chapaev, cobori creasta și urci în vârful Cantegri, care are 7010 metri. După cum observați, se vede aici diferența între o rocă granit și o marmură roșie. Ceea ce îl face foarte dificil este această marmură roșie, pentru că alpiniștilor este foarte greu să obișnuiască cu acest tip de rocă, ne mai întâlnim nicăieri în lume. De asta foarte mulți alpiniști buni vin să facă Cantegri, pentru că este cel mai greu, este unul dintre cei mai grei. Și se numește muntele sângerului, Blood Mountain, din cauza că la apus, soarele când lovește crestele, această marmură roșie îți dă o, nu știu, îți imprimă o frică. Îți primă o frică imensă, vezi exact limita trasă cu linia acestui versant. Mai departe, un proiect pe care aș vrea să-l încep personal este să fac cele mai frumoase lucruri, părerea mea, din Europa, cele 6 celebre fețe nordice ale unor vârfuri din Alpi, din Alpii noștri, din Europa. Great North Faces of the Alps. Vreau să vi le prezint. Acesta este Pisbadil, vârful Pisbadil, cu celebra față nordică a Pisbadilului, unde cățărarea se face perfect verticală, stil pur alpin. Următorul este Petitru, vârful Petitru, cu celebra față nordică a Petitruului, Cima Grande di Lavaredo, din Alpi, cu celebra față nordică a Cima Grande di Lavaredo. Acum, acestea trei sunt considerate cele mai ușoare. Acum urmează primele trei cele mai grele. Acesta este Gran Jorasses. Am avut un lapsus. Acesta este Gran Jorasses, un vârf foarte, foarte spectaculos, cu o față nordică celebră, fața nordică a Gran Jorasses. Acesta este Matterhornul care vine a prezentat mai înainte, cu fața nordică a Matterhornului, unul dintre cele mai grele trasee, și nu în ultimul rând, fața nordică a Matterhornului, și nu în ultimul rând, vârful Eiger, care este considerat de către alpiniști cel mai dificil vârf de pe pământ, cel mai dificil traseu pur montan, alpinist, pe verticală, de pe pământ. Celebra față nordică a vârfului Eiger a adus foarte multe victime în lumea alpinismului. Foarte mulți celebri alpiniști au murit pe această față. O să vă spun un scurt istoric a acestei fețe. A fost cucerit prima oară în 1936 de către o echipă de nemți și austrieci. Le-au luat 4 zile să urce fața nordică a Eigerului, 4 zile. Fața este foarte dificilă, are pasaje de gheață, pasaje de stâncă. Este nevoie de o tehnică și o acuratețe perfectă să urce acest perete de gheață. Trecători foarte periculoase, după cum observați. Un pericol, depădește pericolul la tot pasul. Și pe lângă aceasta, cad foarte multe avalanșe de pe versant și foarte multe căderi de pietre, care pot să spună pericol viața. O poză foarte interesantă, exact pasajele pe care trebuie să le treci ca să urci celebra față nordică a Eigerului. Acest alpinist, Wales Texan, numește. Cum v-am spus la început, prima oară a fost urcat în 4 zile. El a reușit să urce de unul singur solul fața nordică a Eigerului și pe ceas este recordul lui de 2 ore 47 de minute și 33 de secunde fața nordică a Eigerului anul trecut. Este un alpinist foarte bun, un alpinist de viteză și asta este exact poza când și-a oprit cronometru pe vârful Eiger după ce a urcat solo fața nordică a Eigerului. Acum să revenim la alpiniștii noștri, avem o gamă foarte mare de alpiniști, de stâncă, de înălțime, celebri în România. Și vreau să vi-l prezint pe Alex Găvan, poate o mare parte dintre voi. Aici este pe vârful Manaslu, din Himalaya.
Aici vreau să vi-l prezint pe Tiberiu Pintilie, care este pe vârful Korzhenevskaya din Tian Shan. Crina Coco Popescu pe vârful Vincent din Antarctica. A fost pe Sidley, pe cel mai înalt vulcan, dar a fost și pe cel mai înalt vârf din Antarctica, Mount Vincent. Ciprian Lolu pe vârful Mont Blanc, în Alpi. Horea Colibășanu pe vârful Macalu, premieră românească fără oxigen anul trecut. George Porancea pe vârful Cantengri, tatăl meu, care cred că îi urez și la mulți ani cu ocazia asta, pe ziua lui. Catrinele Enache și cu Felicia Enache, mamă și fiică, două dintre cele mai celebre alpiniste românești, pe vârful Chowoyu din Himalaya. Tipul Lăcătușu pe Țar Tse, în Karakorum. Cristina Fogărcean, la campionatul mondial de cățărare pe gheață, singura româncă care s-a calificat în final la campionatul mondial de cățărare pe gheață. Mihnea Prudeanu pe vârful Cantengri. Asta este vârful maxim, Cantengri, cum am povestit de mai înainte. Sper că v-a plăcut această prezentare a alpinismului și a munților. Sper că v-am imprimat așa, pentru munții din România, cel puțin, pe care eu iubesc sincer cel mai mult. Deci munții din România sunt extraordinari. Am fost și în alte țări, am fost și pe alt munți, dar ce avem în România este incredibil de frumos. Vă recomand cu foarte mare plăcere să vizitați munții noștri. Și numele meu este Alexandru Porancea, mi-a părut bine că m-ați auzit. Este vorba despre atitudine, nu despre altitudine până la urmă. Și mă bucur că v-am povestit astăzi. Povestea, o altă poveste a munților. Mulțumesc! Mulțumim mult!